despre stereotipuri și prejudecăți. Disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a șasea. În general, se spune că fetele sunt bune la desen, bune la muzică, bune la literatură, bune la curățenie, grijulii, sociabile, sensibile. Iar despre băieți, deseori auzim că sunt buni la matematică și științe, buni la sport, buni la informatică, buni șoferi, puternici, curajoși. Aceste idei sunt denumite stereotipuri. Ce sunt stereotipurile de fapt? Sunt idei fixe și greu de eliminat, pe care unii oameni le au despre alți oameni sau despre grupuri de persoane. Sunt idei primite pe care în general nu le analizăm, sunt presupuneri despre anumite persoane sau grupuri de persoane. Stereotipurile ne influențează să judecăm oamenii fără să-i cunoaștem. Fetele nu sunt la fel de bune la sport ca și băieții. Aceasta este o presupunere care pleacă de la câteva cazuri adevărate și care se extinde asupra tuturor fetelor. Prejudecățile se referă la ce simțim și la modul în care acționăm ca urmare a stereotipurilor, a presupunerilor pe care le facem despre o persoană sau un grup de persoane. De exemplu, nu îmi place să fie fete în echipa mea, eu nu aleg niciodată fete, ar putea să spună un băiat. Observăm că acest băiat simte neplăcere față de prezența fetelor în echipă și că acționează prin a nu alege fete în echipă. Prejudecățile trebuie eliminate deoarece duc la un comportament de respingere a unor grupuri de persoane și la stabilirea unor direcții în ceea ce privește inclusiv alegerea meseriei sau ocupației. De exemplu, unele ocupații sunt considerate potrivite pentru fete, altele pentru băieți. Cum iau naștere stereotipurile și prejudecățile? Să luăm ca exemplu stereotipurile legate de fete și băieți. Cărțile de povești și filmele de animație pentru copii sunt pline cu personaje masculine puternice, supereroi sau prinți care salvează atât lumea cât și fetele lipsite de apărare. Astfel, se creează aceste idei, presupuneri, că toți băieții sunt puternici și toate fetele sunt slabe și lipsite de apărare, ceea ce este fals. Mai au fetele nevoie să fie salvate? Și fetele, la fel ca băieții, sunt independente și curajoase. Din fericire, în ultimii ani, lucrurile se schimbă. Apar personaje feminine puternice, precum neînfricata Merida, care dovedește curaj în apărarea familiei, Vaiana, care trece prin multe încercări pentru a salva insula și pe cei dragi, dar și personaje reale mediatizate, precum Malala Yousafzai, care și-a pus viața în pericol pentru ca fetele să aibă asigurat dreptul la educație în Pakistan. Există de asemenea și personaje băieți care au dovedit că vor să facă ceva diferit decât ceea ce se consideră potrivit pentru ei. De exemplu, Billy Elliot, protagonistul filmului cu același nume, care a ales să facă balet în ciuda criticilor tatălui său și a dorinței acestuia de a practica box. Cunoști și tu exemple asemănătoare ale unor personaje din cărți sau filme, personaje reale sau poate chiar exemplul personal? Dacă da, prezintă exemplele colegilor tăi. După vizionarea materialului, vă propun să organizați un joc de rol în trei. Unul dintre voi va fi personajul prezentat, altul va fi avocatul acuzării, iar celălalt avocatul apărării. Notați pe o fișă situațiile prezentate. Oana, elevă în clasa 6-a, își dorește foarte mult să practice boxul. Unul dintre voi va juca personajul Oana, care va comunica intenția de a face ceva considerat diferit, altul va fi avocatul acuzării, care trebuie să spună cam ce crede el că i-ar spune cei care vor să o descurajeze pe Oana, iar celălalt va trebui să o apere și să o încurajeze. Tot așa și la următoarele exemple. Andrei, elev în clasa a șasea, își dorește foarte mult să se înscrie la cursuri de balet. Alexandra, elev în clasa a șasea, își dorește foarte mult să practice fotbal.
Cristi, elev în clasa 6-a, se gândește să se înscrie în vacanța de vară la un atelier de gătit. Ai observat că toate aceste situații pun în evidență prejudecăți legate de activități potrivite fetelor sau băieților, iar în final constatăm că, indiferent de gen, putem alege activități care ne fac plăcere, fără să ținem cont de părerile altor persoane sau de ceea ce se consideră a fi potrivit fetelor sau băieților. Mai mult, trebuie să știi că modul în care acționăm din cauza prejudecăților poate duce la instalarea unor emoții negative și la stres, poate afecta starea de bine a altor persoane, așa că este necesar să fim atenți la propriile prejudecăți și, pe cât posibil, să le eliminăm. E timpul pentru provocarea finală. Acum, fetele se vor gândi la 3 activități pe care le pot desfășura la fel de bine ca un băiat, iar băieții la 3 activități pe care le pot realiza la fel de bine ca o fată. Mult succes!